Faza națională a concursului Istoria și tradițiile romilor va avea loc la Zalău în perioada 14-17 aprilie. Cu această ocazie, orașul și județul nostru vor fi vizitate de 66 de elevi și profesori din întreaga țară. Luni va avea loc festivitatea de deschidere a concursului în sala Porolisum a Consiliului Județean, marți, probele scrise, iar miercuri dimineața participanții vor vizita castrul roman de la Porolisum și grădina botanică Jibou. Miercuri după amiază va fi festivitatea de premiere, a precizat Gheorghe Bancia, inspectorul școlar general. Potrivit organizatorilor, concursul național școlar se adresează elevilor care au un interes deosebit pentru dezvoltarea competențelor istorice, a celor sociale și civice și a creativității, promovând totodată valorile istorice și culturale ale etniei rome, alături de comunicarea interpersonală.